Așadar, o să discutăm astăzi despre spații vectoriale și o să notez aici titlul. Suntem la seminarul al doilea de algebră, grupa fiind 414. Și discutăm în prima parte despre spații vectoriale. Cea mai mare parte din noțiunile teoretice sunt acoperite și la curs. Acum o să trec repede prin chestiunile teoretice ca să insist pe exemple și exerciții rezolvate. Tot ce o să povestesc o să fie completat de noțiunile pe care le vedeți aici în dreapta, de aceea spuneam să aveți și PDF-ul la îndemână pentru că o să ne referim și la el. Și despre spații vectoriale, ne amintim chestia asta, că un spațiu vectorial este o structură sau o structură algebrică alcătuită din un grup comutativ care se numește grup de vectori, un corp comutativ care se numește corp de scalari. Și ne amintim că corp comutativ înseamnă simultan două lucruri. K cu plus este grup comutativ și K fără 0 cu mulțirea este și el grup comutativ. Și pe lângă aceste proprietăți mai avem nevoie de o operație externă pe care o notez așa cu bulinuță, deci, sau mă rog, ca mulțirea, deci bulinuță definită pe V ori K cu valori în V, care se numește operație externă sau se mai numește înmulțire cu scalari. Înmulțire cu scalari. Astfel încât să se satisfacă niște axiome pe care le vedeți aici în dreapta în cazul R pătrat. Deci o să scriu aici astfel încât avem niște axiome pe care nu le mai copiez, le aveți aici în dreapta și definiția pe cazul general o aveți ceva mai jos. Aici am greșit, o să modific, este definit pe V ori K cu valori în V. Deci am scris bine aici de mână, pe PDF o să modific, codomeniul este V. Axiomele pe care le vedeți aici sunt ușor de ținut minte și de explicat, câte vreme apelăm la exemple. Deci o să vă dau acum cele mai cunoscute exemple pe care să le folosim în acest seminar, tot semestrul, deci nu numai astăzi. Primul și cel mai simplu exemplu este, să spunem, R pătrat cu adunarea care este grup de vectori și R cu adunarea și înmulțirea este corp de scalari. Și înainte să vedem structura de spațiu vectorial, hai să ne lămurim că lucrurile sunt adevărate ce am scris aici, adică ce înseamnă că R pătrat cu adunarea e grup de vectori. Mă rog, faptul că R este corp de scalare, asta e gratis, adică știți că R formează corp din clasa 12, nu mai demonstrăm chestia asta, dar structura pe R pătrat ar trebui demonstrată. Deci pe R pătrat se definește cum arată elementele lui R pătrat. Sunt perechi AB plus CD se definește ca fiind A plus C, virgulă B plus D, pentru orice A, B, C, D numere reale. Și se poate demonstra foarte simplu că R pătrat cu această operație este grup comutativ. Proprietățile sunt absolut banale. Legea internă e gratis pentru că adunarea este operație internă pe mulțimea numerelor reale. Adunarea este comutativă, deci nu avem ce demonstra. Adunarea este asociativă, deci nu avem ce demonstra. Elementul neutru pe care o notez cu 0, 0 al lui R pătrat, este perechea 0, 0. Iar opusul, sau simetricul, cum spuneați în clasa 12-a, unui element AB, este minus A, minus B. Se obișnuiește că atunci când operația este notată cu plus, elementul neutru nu se notează cu E, ci se notează cu 0. Iar în loc de prim, cum puneați voi în liceu, deci asta seamănă cu chestia aia din liceu, A, B, prim, este egal cu minus A, minus B. Dar nu o să mai folosesc prim, o să folosesc minus, pentru că minus ne duce cu gândul la adunare și 0 tot ne duce cu gândul la adunare, deci asta e contextul. Deci am arătat că R pătrat cu adunarea formează grup comutativ, am arătat în sensul că, mă rog, am explicat. Am zis așa că R cu plus și punct este corp
comutativ. Nu mai demonstrez chestia asta, este cunoscută în întregime din clasa 12-a. Și mai avem nevoie de acea operație externă, care să fie definită pe R pătrat ori R cu valori în R pătrat, astfel încât să fie satisfăcute axiomele din dreapta. Păi, na, ce avem de făcut? Avem un element AB pe care trebuie să-l combinăm cu un element din R. Deci, AB, ăsta aparține lui R pătrat, ăsta aparține lui R. Păi, știm cum se face chestia asta? Se face alfa A virgulă alfa B. Asta e valabil pentru orice alfa aparține lui R și orice AB aparține lui R pătrat. Și este exact înmulțirea vectorilor cu scalari pe care o știți din clasa 9. Deci, practic, aici n-am spus nimic nou. Proprietățile astea se verifică în mod banal. Și o să mai fac o observație privitoare la notații, ca să fie un pic mai ușor. O să notez cu litere grecești alfa, beta, gamma, delta, etc. Ăștia vor fi scalari. Și cu A, B, C, V, W, X, Y și așa mai departe, ăștia vor fi vectori. Deci dacă vreodată uit și vedeți alfa, beta, gamma, să știți că sunt scalari, iar literele latine vor fi vectori. Bun, și cu asta, mă rog, am arătat că, deci concluzia, ce am povestit până acum, este că R pătrat este un R spațiu vectorial. Așa se formulează proprietatea, deci se menționează grupul de vectori și corpul de scalar se menționează aici, sau se mai spune că R pătrat este spațiu vectorial peste R, sau se mai spune că este spațiu vectorial real. Ok, bineînțeles că având această definiție putem să generalizăm, dar înainte de generalizare, dacă sunt întrebări, neclarități, ceva, e nevoie să explic din nou? Ok, presupun că e tot în regulă. Acum o să facem o generalizare. Repet, dacă lucrurile astea le-ați înțeles perfect de la curs, spuneți-mi, merg mai departe, exerciții, n-am nimic împotrivă. Deci, eu mi-am propus să vă explic puțin, puțin și teoria, dar dacă vreți să merg mai repede, nu mă lăsați să vorbesc aiurea, spuneți-mi și mă execut imediat. Deci, generalizare. Generalizarea este asta, R la N cu adunarea va fi grup de vectori și R cu adunarea și înmulțirea va fi corp de scalari. Și bineînțeles că toate proprietățile pe care le-ați văzut mai devreme se generalizează aproape cu copy-paste. Deci R la N ce conține? Asta este un aparține scris invers, de la dreapta la stânga. Elementele lui R la N arată așa, A1, A2, puncte, puncte, AN. Cu proprietatea că AI aparține lui R pentru orice I număr natural, de la 1 la N, mă rog. Și dacă vrem operația de grup, sau legea de compoziție, cum spuneați în clasa 12, ea se definește pe componente. A1, A2, AN plus B1, B2, BN. Ați ghicit, este A1 plus B1, AN plus B. Elementul neutru, deci 0 al lui R la N, este 0, 0, 0, 0. Iar minus elementul A1, AN, este minus A1, puncte, puncte, minus AN. Ok. Deci asta înseamnă că R la N cu adunarea formează grup comutativ. R-ul este corp, deci asta nu mai demonstrez, ceea ce înseamnă că putem să sărim direct la concluzie, anume că R la N este un R spațiu vectorial. Bun. Acesta R la N este un exemplu extrem de important și veți vedea peste vreo 1 sau 2 seminarii că, de fapt, toate spațiile vectoriale pe care le studiem în acest semestru vor fi izomorfe, adică se comportă la fel cu spațiul R la N. Dar hai să mai vedem și alte exemple, pentru că există și altele, chiar dacă le putem aduce la aceeași formă.
Să mai luăm un exemplu. Să spunem M2 de R cu adunarea de grup de vectori și Q cu adunarea și mulțirea de corp de scalari. Și hai să explicăm, să vedem că într-adevăr formează spațiu vectorial. M2 de R și pe M2 de R definesc operația de grup este asta, A, B, C, D plus E, F, G, H este A plus E, B plus F, C plus G și D plus H. Bineînțeles că 0 a lui M2 de R este 0,2, molecula de oxigen. Glumesc, este matricea nulă. Iar minus o matrice este minus A, minus B, minus C, minus D. Și se verifică imediat că M2 de R cu această operație formează grup comutativ. Bun. Q este corp comutativ, nu mai demonstrăm, știm asta din liceu. Deci, practic, voi în liceu ați studiat, în principal, ați auzit de trei corpuri, Q, R și C. Poate unii norocoși dintre voi ați auzit și de corpurile Z, P, dar alea nu ne interesează deocamdată. Deci, înseamnă că suntem aproape de a da structura de spațiu vectorial, mai avem nevoie de operația externă. Deci, operația externă, ce înseamnă? Am nevoie de o operație care să fie definită pe M2 de R, produs cartezian cu Q, cu valori în M2 de R. Adică, practic, eu trebuie să fiu în stare să combin o matrice A, B, C, D cu un număr rațional de data aceasta. Păi, na, normal, că asta se face pe componente alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Pentru orice A, B, C, D matrice, pentru orice alfa aparține lui Q. Păi înseamnă că am terminat de demonstrat. Mă rog, vorba vine, n-am verificat axiomele de aici, dar pentru faptul că operațiile sunt cele cunoscute, axiomele se verifică imediat. Deci rezultă că M2 de R este un Q spațiu vectorial. Bun. Mai întreb o dată. Întrebări, comentarii? Până aici? Ok. La fel mai zic o dată, dacă sunt prea lent, vreți să trecem mai repede, lucrurile sunt prea simple ce explic aici, vă rog să-mi spuneți, e spre binele vostru să nu pierdem vremea. Dacă nu zice nimeni nimic, voi presupune că e ok și continui în același ritm. Bun. Avem aici o generalizare. Această generalizare, ați ghicit, trece de la matrice 2×2 la matrice n ori n. Deci Mn de R este și Q spațiu vectorial, dar este și R spațiu vectorial. Asta se demonstrează exact la fel, nu mai demonstrez exact același lucru de mai devreme, doar că avem descris o matrice n ori n. Bun. Un alt exemplu foarte util este spațiu de polinoame, deci o să luăm R de X cu adunarea grup de vectori și R cu adunarea și mulțirea corp de scalari. Hai să vedem care e treaba cu structura de grup pe R, deci pe R de X, pardon. R de X înseamnă polinoame cu coeficienți reale, adică A0 plus A1x plus A2x pătrat plus puncte, puncte cu AI numere reale. Și operația pe acest grup este următoarea. Deci pe R de X se definește operația A0 plus A1x plus A2x pătrat plus puncte, puncte. Ăsta e primul polinom plus B0 plus B1x plus B2x pătrat plus puncte, puncte este, bineînțeles,
A0 plus B0 plus A1 plus B1 plus, scuze, A1 plus B1X plus A2 plus B2 X pătrat plus puncte puncte. Asta pentru orice două polinoame, oricare ar fi sumă de AI X la I și sumă de BI X la I polinoame. Deci pentru orice două polinoame, operația se definește pe componente. Elementul neutru, bineînțeles, deci 0 al lui R de X este polinomul nul, 0, numărul real 0 dacă vreți, care înseamnă 0 plus 0x plus 0x pătrat plus puncte puncte. Iar opusul unui polinom, minus pe lângă A0 plus A1x plus puncte puncte, este, bineînțeles, minus A0 minus A1x minus puncte puncte. Și asta înseamnă că am explicat așa pe larg faptul că R de X împreună cu adunarea formează grup comutativ. R cu plus și punct este corp comutativ. Am mai zis asta de câteva ori astăzi. Și mai avem nevoie de operația externă care zice așa. Să definim ceva care este definit pe R de X, produs cartezian cu R, cu valori în R de X, adică trebuie să fiu în stare să iau un polinom, A0 plus A1X plus A2X pătrat plus puncte puncte, și să-l înmulțesc cu un număr real. Păi, normal, o să înmulțesc fiecare coeficient. Asta face alfa A0 plus alfa A1X plus puncte puncte. Pentru orice sumă de AIX la I polinom, și orice alfa număr real. Adică, cu toate aceste explicații, rezultă că R de X este un R spațiu vectorial. Și acum nu avem unde să facem o generalizare, o să facem pe dos, o să facem o particularizare, deci caz particular. Se definește Rn de x sau se mai notează așa R indice mai mic sau egal cu n, este același lucru, de x, care conține polinoame de grad cel mult n. Deci asta înseamnă elemente de forma A0 plus A1x plus puncte puncte plus ANX la n, cu AI numere reale. Deci sunt polinoame în care gradul este cel mult n. Spun cel mult n pentru că, na, se poate ca an să fie 0 sau an minus 1 să fie 0. E vorba de polinoame de grad cel mult n. De exemplu, R2 de x înseamnă polinoame de forma A0 plus A1x plus A2x pătrat, cu A0, 1, 2 numere reale. Asta este cazul particular. Bun, și o să vedeți că în cam 3 sferturi din semestrul acesta, atât la curs cât și la seminar, noi vom lucra în special cu aceste spații vectoriale. R la n, mn de r, adică spațiul de matrice și spațiul de polinoame de un anumit grad fixat. Deci spațiul R de x se va întâlni mai rar deoarece el este infinit dimensional, o să discutăm asta un pic mai încolo. Cel mai des se vor întâlni spațiile de forma Rn de x. Bun. Bineînțeles, astea nu sunt singurele spații vectoriale, mai sunt și altele și o să vă mai dau imediat niște exemple și contraexemple, dar înainte de asta mai întreb o dată, dacă aveți întrebări sau comentarii. Ok. Bun, hai să mai vedem un exemplu. Să zicem, M2,3 de R cu adunarea, să fie grup de vectori, adică matricele care au două linii și trei coloane cu elemente reale și corpul numerelor complexe să fie corp de scalari. Scalari. Ce părere aveți? Este adevărat că M2,3 de R este un C spațiu vectorial? Ce părere aveți? Ioan? Eu zic că nu este.
Trebuie să mă și convingi, adică... Ah, da. Păi, dacă scalarul aparține lui C, înseamnă că scalarul înmulțit cu o matrice ne va da cu elemente din mulțimea C, adică nu respectă. Nu vor, dacă noi înmulțim, de exemplu, fie scalarul I, Da. care aparține lui C. Dacă înmulțim o matrice oarecare de 2 doliniști, 3 colane, care aparține lui R, înmulțim cu scalarul I, după aceea elementele matricii rezultate nu vor mai fi din R, ci vor fi din C mare. De acord. Ceea ce înseamnă că problema apare la această operație externă, nu? Da. Exact. Adică putem să o luăm pe rând. M2,3 de R cu adunarea este grup, grup comutativ. Asta nu e nicio problemă, deci sper că nu vă deranjează faptul că matricea nu este pătratică. M2,3 de R cu adunarea este grup comutativ, nu e nicio problemă. C-ul cu adunarea și mulțirea este corp comutativ. Iarăși, nu e nicio problemă. Iar problema apare, cum spune Ioan, dacă avem de definit operația externă punctuleț definit pe M2,3 de R produs cartezian cu C cu valori în M2,3 de R. Aici avem o problemă, pentru că singurul mod în care putem defini această operație este asta, alfa ori A11, A12, A13, A21, A22, A23, să fac alfa 1,1, alfa, ups, alfa 1,2, alfa 1,3 și așa mai departe. Pentru că până la urmă această definiție este moștenită din cazul matricelor pătratice, normal, altfel n-am cum să definesc, dar dacă luăm de exemplu, și asta practic o vedeți că se întâmplă ca la analiză, dacă îmi dai un contraexemplu, sunt mulțumit. Adică dacă ceva nu e adevărat, un contraexemplu face totul să se prăbușească. Deci dacă luăm I, cum spune Ioan, înmulțit cu o matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, asta face I, 2, I, 3, I, 4, I, 5, I, 6, I, care nu aparține lui M2, 3 de R. Asta e problema, că noi voiam cu elemente reale. Deci asta înseamnă că operația externă nu are codomeniul unde trebuie. Deci rezultă că M23 de R nu este spațiu vectorial complex. Nu este spațiu vectorial complex. Adică peste corpul numerelor complexe, dar peste corpul numerelor reale formează, pentru că tot ce am vorbit mai devreme la matrice pătratice va fi adevărat și la matrice 2 ori 3. Ok, bun. În principiu, în mare, cam astea sunt spațiile pe care le vom întâlni. Am vrut să vă atrag atenția că nu tot ce zboară se mănâncă, adică, mă rog, putem întâlni și situații când un spațiu vectorial nu este, ceva ce pare a fi spațiu vectorial poate să nu fie. Și acum hai să mergem către subspații. Deci v-am dat aici și alte exemple de subspații, de spații, pardon. Și acum mergem la noțiunea de subspațiu, unde o să fac o paralelă cu noțiunea de subgrup, pentru că, după cum observați, și asta o să se vadă tot semestrul, atunci când vorbesc despre un spațiu vectorial, pun mai mult accent pe grupul de vectori. Corpul de scalar e un fel de background, așa, adică ce contează cel mai mult este grupul de vectori. De aceea, o să scriu aici foarte mare, de acum înainte, K este R. Deci, în toate spațiile pe care le vom folosi, dacă nu se menționează explicit că e un spațiu complex sau un spațiu rațional sau ceva de genul ăsta, K va fi mereu R. Și atunci, dacă nu menționez K, se subînțelege că el este R. Bun. Și hai să vorbim deci despre subspații. Spații vectoriale. O să fac o paralelă, spuneam, cu grupuri. Deci la grupuri, ce se întâmpla? Aveam următoarea definiție. Fie G un grup și H o submulțime a lui G. Spunem că H este subgrupul a lui G și notăm asta cu mai mic sau egal, dacă H este grup. În paranteză cu operația
DPG. Se spune cooperația indusă sau cooperația moștenită, mă rog, cum vreți să-i spuneți, ideea este că se ia exact aceeași operație, numai că acum se iau mai puține elemente, anume cele din H. Și asta e definiția. H este subgrup dacă H este grup. Păi, da, da, ce rost are, din moment ce am verificat toate axiomele lui G, ce rost are acum să mă apuc să le verific din nou pentru H în exerciții, această definiție e aproape inutilă. În exerciții se folosește o teoremă pe care sper că vă amintiți din clasa 12, care zice așa, fie G grup și H o submulțime a lui G, H este subgrup al lui G dacă oricum mi-aș lua două elemente din ăla mic, adică din H, rezultă că XY la minus 1 aparține lui H. Asta este proprietatea pe care o foloseați în exerciții. Și dacă sunteți un pic atenți, vom vedea de exemplu că majoritatea proprietăților de grup sunt incluse în această relație. De exemplu, pentru X egal cu Y, rezultă că EG aparține lui H. Adică elementul neutru de pe G se găsește în H, ceea ce înseamnă că, să mai spun aici o observație la fel de importantă, EG aparține lui H este condiție necesar de subgrup. Nu este suficientă, dar este necesară. Cu alte cuvinte, dacă EG nu aparține lui H, atunci H nu poate să fie subgrup al lui G. Facem o paralelă cu ce am întâlnit și vom mai întâlni la serii, unde aveți criteriul necesar de convergență. Dacă termenul general nu tinde la 0, seria nu are nicio șansă să fie convergentă. Aici, dacă elementul neutru nu aparține sub mulțimii, acea submulțime nu are nicio șansă să fie subgrup. Bun. Hai să vedem cum stau lucrurile la spații vectoriale. Și la spații. Definiție. Copy-paste. Fie V un spațiu vectorial peste R, deci nu mai spun, lucrăm numai cu spații vectoriale reale, și W o submulțime a lui V. W este subspațiu și pe asta doamna profesoară l-a notat cu semnul ăsta pe care îl vedeți aici, e o săgeată, se numește săgeată cârlig, deci o vedeți aici, e un pic curbat, așa. Deci W este subspațiu al lui V, dacă și numai dacă W este este spațiu. Păi, da, da, ca și mai devreme, ce rost are să mă chinui să fac toate verificările pentru W din moment ce le-am făcut pentru V. Și ar trebui să găsim o traducere pentru această teoremă și la spații. Dar nu o să meargă fix așa. Teorema asta nu o să mai meargă copy-paste la spații, pentru că observația aici se vorbește numai despre vectori. N-apar nicăieri scalarii. Trebuie să apară undeva și acești scalari. Deci o să facem o modificare la această teoremă ca să putem să găsim echivalentul pentru spații. Și asta se face în felul următor. Mai puțin să beau niște apă. Se face folosind o noțiune care se numește combinație liniară sau mai pe larg combinație liniară de vectori cu scalari. Și definiția acestui concept este următoarea. Fie V un spațiu vectorial, alfa 1 puncte puncte alfa n aparțin lui K, V1 puncte puncte Vn aparțin lui V, deci avem alfa 1, alfa n sunt scalari, V1, Vn sunt vectori. Se numește combinația liniară a vectorilor Vi cu scalarii alfa i, expresia sumă de alfa i vi cu i de la 1 la n. Deci pur și simplu alfa 1 v1 plus alfa 2 v2 plus alfa 3 v3 și așa mai departe. Asta se numește combinația liniară a vectorilor cu scalare sau mai pe scurt combinație liniară. La ce e bună această combinație liniară? Păi, o să scriu teorema care ne caracterizează subspațiile
și o să vedeți cum, de fapt, folosind combinații liniare, avem un fel de rezumat al proprietăților de spațiu, precum aici aveam în această expresie xy la minus 1 aparține lui h, era un rezumat al tuturor proprietăților de grup. Acum, într-o combinație lineară, o să găsiți un rezumat al proprietăților de spațiu. Deci, teoremă. Fie V un spațiu vectorial, W o submulțime a lui V, W este subspațiu al lui V, dacă și numai dacă. Oricare ar fi alfa, beta, doi scalari, mă rog, i-am pus în R, dar puteți să scrieți în kappa, deci oricare ar fi doi scalari și oricare ar fi W1 și W2 aparțin lui W, rezultă că alfa W1 plus beta W2 aparțin lui W. Aici avem combinația liniară despre care am vorbit mai devreme, deci o expresie de forma alfa i vi, cum avem aici. Și am zis așa, că în proprietatea asta găsim toate, mă rog, un rezumat al noțiunii de spațiu vectorial. Pentru că putem să considerăm, de exemplu, deci observați. Aici zice pentru orice alfa beta, pentru orice W1, W2. Păi, dacă luăm alfa egal beta egal 0, scalarul nul, rezultă că 0V trebuie să aparțină lui W. Este exact proprietatea de aici. EG aparține lui H, pe care am menționat-o aici. Altă proprietate. Alfa egal 1, beta egal minus 1. Rezultă W1 minus W2 aparține lui W. Păi, asta este proprietatea de subgrup. Pentru că dacă iau proprietatea de mai sus, xy la minus 1 și ne amintim că puterea asta minus 1 este o notație pentru înmulțire, dar noi folosim adunare, atunci xy la minus 1 este același lucru cu x minus y, doar am schimbat adunarea cu înmulțirea și noi lucrăm cu adunare pentru că suntem la vectori. Și așa mai departe. Deci, pe aceste cazuri particulare, putem să mai luăm și alte particularități. O să obținem, de exemplu, dacă alfa egal 0 și beta este diferit de 0, rezultă că pentru orice alfa scalar și orice vector W, multiplul alfa V aparține W. Și așa mai departe, repet, puteți să mai găsiți și alte cazuri particulare care vă fac un rezumat al tuturor proprietăților de spațiu în această expresie. Bun, și acum imediat o să vedem niște exemple. Mai adaug această observație pe care ați întâlnit-o și la grupuri, anume că 0V aparține lui W este condiție necesară, în paranteză nu suficientă, de subspațiu. Cu alte cuvinte, dacă 0V nu aparține lui W, atunci W nu are nicio șansă să fie subspațiul al lui V. Ok, și imediat facem un exercițiu, dar mai întâi, dacă aveți întrebări sau comentarii, Ioan? Ioan, ești cu mâna pe sus. Îmi cer scuze, l-am lăsat-o de data trecută. Ok. Nu aveam niciun comentariu. Bine. Cineva, întrebări, comentarii din ce am povestit până acum? Ok, să presupunem, mai exact să sperăm că e totul clar și hai să vedem un exemplu și un contraexemplu, adică o situație când avem un subspațiu și o situație când nu avem un subspațiu. Să trec pe pagina următoare. Și să zicem că luăm V este egal cu R pătrat și W este mulțimea formată din perechile XY din R pătrat, cu proprietatea că 3x minus y egal cu 0. Și întrebarea este dacă W este subspațiu al lui V. Să vedem dacă asta este adevărat. O să vi-l rezolv eu cap-coadă fiind primul exemplu. Dacă vă descurcați foarte bine, veți avea posibilitatea să răspundeți și voi un pic mai încolo. Hai să vedem dacă o fi așa. Întâi de toate trebuie să vedem ce înseamnă exact elementele lui W, pentru că, vedeți, ele sunt caracterizate printr-o ecuație.
Dar mie nu-mi place să-l las așa, trebuie să văd cum arată elementele lui W. Dacă zic acum fie W mic aparține lui W mare, ce înseamnă W mic? Cine este? Păi uite cine este. Asta înseamnă că W mic este o pereche XY, astfel încât 3X minus Y egal 0. Cu alte cuvinte, W mic ăsta este X și 3X. Deci rezultă Y egal 3X. Deci W mic de fapt este X și 3X, cu proprietatea că X aparține lui R. Păi înseamnă că decât să zicem toată treaba asta la W, putem pur și simplu să zicem că W conține elemente de forma X și 3X cu X număr real. În felul ăsta am tradus elementele lui W, un pic mai simplu. Bun, hai să vedem dacă o fi sub spațiu, deci o să verificăm proprietățile de aici. Îmi iau doi scalari arbitrari, îmi iau doi vectori arbitrari, și le fac combinația liniară. Asta vom face. Deci o să zic așa. Fie alfa, beta, doi scalari. Fie W1, W2, doi vectori. Și vreau să văd dacă o fi adevărat că alfa W1 plus beta W2 aparține lui W. Dacă e așa, e sub spațiu. Dacă nu e așa, nu e sub spațiu. Bun, hai să mai explicităm. W1 aparține lui W, rezultă că W1 se scrie X1, 3X1. W2, aceeași chestie, X2 și 3X2. Și azi vedem ce înseamnă alfa W1 plus beta W2. Păi este alfa X1, 3X1 plus beta X2, 3X2. Adică, prima componentă este alfa X1 plus beta X2. Știm asta, sper că nu e nevoie să explic. Am văzut cum funcționează operațiile pe spațiu vectorial R pătrat. Cu asta am început. Nu fac nimic altceva decât să aplic acele definiții. Deci avem alfa X1 plus beta X2, virgulă, 3 alfa X1 plus 3 beta X2. Asta este combinația liniară. Să zice că notez prima componentă cu A mare și a doua componentă cu B mare, deci ne dă ceva cu A mare și B mare. Bine. Trebuie să vedem dacă o fi asta adevărată. Alfa W1 plus beta W2. Păi, alfa W1 plus beta W2 aparține lui W, dacă și numai dacă, B este egal cu 3A. Da? Pentru că componentele vectorilor așa sunt. A doua componentă este de 3 ori prima. Deci dacă se întâmplă chestia asta. Păi asta este mai departe echivalent cu 3 alfa x1 plus 3 beta x2 este egal cu 3 pe lângă alfa x1 plus beta x2. Surprize, surprize, chestia asta e adevărată. Deci, concluzia este că W este sub spațiu al lui V și am încheiat demonstrația. Situația poate fi reprezentată și geometric. Deci geometric. Geometric ce se întâmplă? Păi W am zis că este X și 3X. Adică, practic, W este dreapta de ecuație Y egal 3X. Adică o dreaptă care trece prin origine și care are panta 3. Deci putem să reprezentăm situația în felul acesta. V, care este R pătrat, e foaia, e planul. Iar W este această dreaptă Y egal 3X, ăsta este W. Bineînțeles că desenul nu mi-arată că e sub spațiu, doar mi-arată pur și simplu cum se reprezintă W și mi-arată un lucru foarte important, anume că 0V, care este originea sistemului de axe, aparține lui W. Deci, acea condiție care este necesară, dar nu este și suficientă, este îndeplinită. Și vă dau acum un contraexemplu și apoi vă întreb dacă e ok. Hai să zicem un exemplu. Luăm W este egal cu, o să le iau pe ăsta de aici, XY din R pătrat cu proprietatea că Y egal 2X minus 1 și V ca mai devreme este R pătrat. Și ne întrebăm dacă o fi adevărat că W este sub spațiu al lui R pătrat. Aici putem să ne chinuim ca mai devreme, deci putem să spunem că W ăsta este alcătuit din X și 2X minus 1 cu X un număr real și dă-i și luptă ca mai devreme, fie W1, fie W2, bla bla bla, alfa, beta, nu știu ce. Dar
putem să facem o observație foarte simplă. Observați. 0 a lui V, adică perechea 0, 0, nu aparține lui W. De ce așa? Pentru că perechea 0, 0 egal cu X, 2X minus 1, nu se poate. Păi înseamnă că nu satisface nici măcar condiția necesară. Deci rezultă că W nu are nicio șansă să fie sub spațiu al lui R pătrat. Și cu asta am terminat și nu ne mai chinuim să facem nicio demonstrație algebrică, adică cu calcule cum ne-am chinuit pe aici. Lucrurile geometric stau în felul următor. V-ul este R pătrat, tot așa, planul foii, iar W este Y egal 2X minus 1. Asta este W. Păi asta este o dreaptă de pantă 2 care trece prin minus 1, se zice că avem aici minus 1 și avem pantă 2, ceva de genul ăsta, să spunem. Și se vede clar ca lumina zilei că 0V nu aparține lui W. Deci argumentul necesar pe care l-am formulat mai devreme, în cazul de față, este fals. Deci nu se poate ca W să fie sub spațiul lui V. Ok. Și avem un exemplu, avem un contraexemplu și o să mai întâlnim în continuare și altele. Întrebări, comentarii până aici? Ritmul e ok? Adică, sincer, dacă lucrurile sunt clare de la curs, înseamnă că mă mișc prea lent. Deci, n-a comentat nimeni. E ok așa? Vreți mai repede, mai lent? E foarte bine. Da, e foarte ok. Bine, ok. Repet, dacă merg lent, nu o să apucăm să facem multe exerciții, dar alea pe care le facem, sper că măcar le înțelegeți. Asta e scopul. Bun, dacă nu aveți întrebări sau comentarii, luăm o pauză acum de 10-12 minute și revenim cu ce mai urmează pe aici, dacă vreți să răsfoiți. O să sărim deocamdată de peste operații cu subspații și după pauză continuăm cu bază și dimensiune. Asta încercăm să mai facem astăzi. Bun, deci pauză, las meeting-ul deschis, revenim în 10-12 minute. Ok, haideți să reluăm. Înainte să continui, dacă s-au adunat întrebări, comentarii, ceva în pauză. Bine, atunci o să continuăm. Continuăm, spuneam, cu noțiunea de bază și dimensiune, care cumva înseamnă, mă rog, se și numește bază, pentru că e conceptul fundamental privitor la spații vectoriale. Și cu ocazia acestei lecții vom vedea ce înseamnă, de exemplu, că un spațiu are n dimensiuni, că un spațiu este infinit dimensional și așa mai departe, noțiuni pe care poate le-ați auzit menționate în cărțile de științe, științe popularizate și așa mai departe. Deci discutăm pe scurt despre bază și dimensiune. Și am ales în această secțiune să vă prezint cele două concepte de bază și dimensiune intuitiv, pentru că aici în dreapta vedeți toată povestea formală și o să încerc să vă explic intuitiv cum înțeleg că o mulțime este baza unui spațiu vectorial, cum înțeleg că are dimensiunea cutare și așa mai departe. Și o să încep prin a vă spune chestia asta, că o bază pentru un spațiu vectorial înseamnă o mulțime care este sistem liniar independent și sistem de generatori. Deci aceeași mulțime trebuie să fie sistem liniar independent și sistem de generatori. Bun. Am mai să explicăm ce înseamnă cele două concepte. Sistem liniar independent. Notez chestia asta așa cu SLI. Intuitiv. Deci, repet, definiția formală o aveți aici în dreapta, dar nu ne explică foarte clar ce înseamnă chestia asta intuitiv, pentru că în momentul în care voi auziți că niște vectori sau niște numere, niște variabile sunt independente,
Știți cumva ce înseamnă? Și atunci, na, nu se vede legătura cu chestia asta de aici. Deci, să spunem că avem o mulțime x1 puncte puncte xn, o mulțime de elemente din V, unde V este un spațiu vectorial. Deci n-am zis subspațiu, pur și simplu am zis S este o mulțime x1, xn de vectori din V. Și spunem că S sau direct elementele sale x1, xn formează un sistem liniar independent dacă nu se poate ca unul dintre x1 puncte puncte xn să se scrie în funcție de ceilalți vectori. Deci nu se poate ca unul dintre vectori să se scrie în funcție de ceilalți vectori. Cum adică să se scrie în funcție de? Păi noi știm că expresiile pe care le folosim în spații vectoriale sunt de combinații lineare. Deci să se scrie în funcție de înseamnă să se scrie ca o combinație lineară. Ca o combinație lineară de vectori cu scalare. Hai să discutăm un pic mai detaliat chestia asta, să luăm un exemplu. Să zicem că luăm mulțimea S formată din V1 egal cu 1 minus 1, 1, V2 este egal cu minus 1, 2, 1 și V3 să spunem că este egal cu 1, 0, 3. Și ne întrebăm dacă este adevărat că S este sistem liniar independent în R la a treia, în ideea că S este o submulțime a lui R la a treia, care știm că este spațiu vectorial peste corpul R. Ne întrebăm dacă o fi așa. Păi, se observă că V3 se scrie de două ori V1 plus V2. Prima componentă, 2 ori 1 minus 1 face 1. 2 ori minus 1 plus 2 este 0. 2 ori 1 plus 1 face 3. Deci observăm că V3 se scrie ca 2V1 plus V2. Asta e o combinație lineară. Asta înseamnă că V3 nu este independent de V1 și V2. Păi asta face ca tot sistemul să nu fie liniar independent. Deci nu este sistem liniar independent. Sigur că o să ziceți că acest exemplu este mult prea particular, că așa l-am construit eu, că ce mă făceam dacă nu vedeam legătura asta, stăteam și căutam până mâine dimineață dacă se poate sau nu se poate să se scrie un vector în funcție de ceilalți. Și aveți dreptate. Deci, când o să rezolvăm exerciții, normal că nu asta facem, stăm și ne uităm în speranța că o să observăm vreo combinație liniară. Soluția generală o să vă arăt imediat. Dar acest exemplu pe care l-am dat acum, cumva este foarte intuitiv, pentru că se vede clar combinația de V1 și V2 care mi-a permis să-l obțin pe V3 și atunci, în mod evident, este încălcată proprietatea pe care o vedeți aici. Dar, în general, repet, nu stăm și ne uităm la vectori în speranța că vedem noi o relație. Hai să vedem un alt exemplu în care o să arăt cu ocazia asta metoda generală. Deci, să zicem că luăm S egal cu V1, minus 1, 1, 0, V2 este 1, 0, 1 și V3 este, să zicem, 2, 1, 1. Și ne întrebăm dacă S este sistem liniar independent în R la 3. Acum, na, pot să stau și mă uit la ăștia să văd o fi vreo relație, nu o fi, habar n-am, nu stau să mă gândesc pentru că nu asta este soluția. Acum o să încercăm să facem o demonstrație generală și acum vom folosi partea formală pe care o vedeți aici. Deci avem de demonstrat chestia asta. S este sistem liniar independent în R la a treia dacă și numai dacă oricând mă trezesc cu o expresie de forma alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 plus alfa 3 V3 face 0. Deci asta este dată. Oricând se întâmplă chestia asta, trebuie să rezulte neapărat că alfa 1 egal alfa 2 egal alfa 3 egal 0. Asta este definiția și în felul acesta vedem cum se folosește ea. Deci încă o dată, o mulțime este sistem liniar independent
Dacă oricând mă trezesc cu o combinație de asta, deci n-am construit-o eu, pur și simplu se dă. Să presupunem că suntem într-o stare în care am întâlnit această combinație liniară. Știind asta, deci presupunând asta, va rezulta că alfa 1, alfa 2, alfa 3 sunt tot 0. Și astfel, dacă o fi așa, să zicem că avem așa ceva. Deci presupunem că avem alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 plus alfa 3 V3 este egal cu 0. N-am mai zis, se subînțelege, v-am explicat că dacă notez cu litere grecești, mă refer la scalari. Deci alfa 1, alfa 2, alfa 3 sunt scalari, V1, V2, V3 sunt acești trei vectori. Și presupun că m-am trezit cu chestia asta. Asta înseamnă alfa 1 V1 înseamnă minus alfa 1, alfa 1, 0. Alfa 2 V2 înseamnă alfa 2, 0, alfa 2. Alfa 3 V3 înseamnă 2 alfa 3, alfa 3, alfa 3. Asta face. Prima componentă este minus alfa 1 plus alfa 2 plus 2 alfa 3. După care alfa 1 plus alfa 3. După care alfa 2 plus alfa 3. Și asta trebuie să facă 0. Dar care 0? Păi ăsta e un vector. Deci acel 0 este vectorul 0, adică tripletul 0, 0, 0. Doi vectori în R la a treia nu pot fi egali decât dacă sunt egali pe componente. Deci chestia asta se întâmplă dacă și numai dacă minus alfa 1 plus alfa 2 plus 2 alfa 3 este 0. Alfa 1 plus alfa 3 egal cu 0. Alfa 2 plus alfa 3 egal cu 0. Și întrebarea este, rezultă de aici că alfa 1 egal alfa 2 egal alfa 3 egal cu 0? Păi rezultă numai într-un anumit caz, anume atunci când acest sistem de ecuații cu trei ecuații și trei necunoscute este un sistem Cramer, pentru că alfa 1, alfa 2, alfa 3 egal cu 0 este soluția, asta e clar. Întrebarea e dacă e singura. Pentru că se poate întâmpla ca acest sistem să aibă o infinitate de soluții, adică să fie compatibil nedeterminat, și atunci nu mai rezultă neapărat că alfa 1 egal alfa 2 egal alfa 3 egal cu 0. Eu vreau neapărat să rezulte asta și nimic altceva. Deci, chestia asta este adevărată. Dacă și numai dacă, să zicem că notez sistemul ăsta cu S de mână, sistemul S are soluție unică. Asta este echivalent cu sistemul S să fie Cramer, care este echivalent cu determinant de A să fie diferit de 0, unde A este matricea sistemului, anume minus 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Deci determinantul acestei matrice să fie diferit de 0. Bun. Păi, ia să ne uităm noi foarte atent. Ne uităm la vectorii de la, cu care am pornit, minus 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 1. Cu un pic de atenție se poate vedea că acești vectori sunt de fapt coloanele matricei noastre. Deci, minus 1, 1, 0 este chiar V1, 1, 0, 1 este chiar V2 și 2, 1, 1 este chiar V3. Asta, bineînțeles, că nu e întâmplător, se întâmplă în toate situațiile. Adică e un adevăr general că pornind cu V1, V2, V3 și făcând pașii de aici, se va ajunge neapărat la o matrice a unui sistem care este alcătuită din cei trei vectori, dar atenție, puși pe coloane, nu pe linii, neapărat pe coloane. Bun. Păi, dacă calculăm determinantul acestei matrice, este determinantul ăsta. Și asta face 2 plus 1 și minus 1. Deci face 2, sper că n-am greșit, care este diferit de 0, ceea ce înseamnă că sistemul S într-adevăr este Cramer, deci are soluție unică și deoarece 0, 0, 0 este soluție, înseamnă că 0, 0, 0 este soluția sistemului. Adică, soluția înseamnă că am aflat nedeterminatele care erau alfa 1, alfa 2, alfa 3, deci rezultă alfa 1 egal alfa 2 egal alfa 3, soluție unică. Asta este singura posibilitate, cele trei
variabile să fie 0 și concluzia este că S este sistem liniar independent pentru că, repet, am pornit cu ipoteza că asta face 0 și mi-a rezultat că alfa 1 egal alfa 2 egal alfa 3 egal cu 0 fără nicio altă posibilitate. Bun. Asta este demonstrația generală și o să vă mai dau imediat încă un exercițiu similar, dar deocamdată dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog. Ioan? Dacă ați spus că se întâmplă pe orice caz ca matricea sistemului să fie formată din coloane, adică vectori. Da. Atunci nu ar mai trebui să scriem toată povestea asta sau să facem direct determinantul și arătăm că e diferit de zero? Nu, nu, exact asta urma să vă spun acum. Deci acum v-am arătat de unde provine metoda asta, dar noi în exerciții nu mai trecem prin toate alea, direct alcătuim matricea. Asta de acum încolo așa o să facem, sigur că da. Dar am vrut să vă arăt de unde vine aia, că dacă trânteam matricea, ziceați că e magie. Asta e ideea. Ah, ok, mulțumesc frumos. Plăcere. Altă întrebare? Ok, atunci facem ce am zis și vă mai și explic de ce funcționează povestea asta. În proprietățile determinanților, în clasa 11-a, vi s-a zis așa, una dintre proprietăți era că un determinant este 0 atunci când două linii sunt proporționale, de exemplu, sau două coloane. Da, dar printre proprietăți avea și această proprietate că un determinant este 0 dacă o linie sau coloană poate fi scrisă ca o combinație liniară de alte linii sau coloane. Adică, dacă, de exemplu, prima linie plus de 3 ori linia a doua îmi dă linia a treia, rezulta că determinantul e 0. Păi, traducerea în limbajul spațiilor vectoriale, știind că coloanele matricei sunt vectorii noștri, coloanele sunt alcătuiesc o combinație liniară, înseamnă că vectorii alcătuiesc o combinație liniară. Deci este exact noțiunea de sistem liniar independent pe care am discutat-o. Asta e legătura. Și atunci putem să luăm scurtătura pe care a menționat-o și colegul vostru. Deci acum dacă să zicem că vă dau ca temă sau la examen, mă rog, aveți exercițiul ăsta. Avem mulțimea S formată din, V1 egal cu minus 1, 0, 2, V2 egal cu 0, 1, 1 și V3 egal cu minus 1, 0, 1, să spunem. Și ne întreabă dacă S este sistem liniar independent în R la a treia. Nu vă mai întreabă nimeni de unde a scos matricea, nu știu ce, nu știu cum. Pur și simplu scriem direct fie matricea A, care este alcătuită din acești trei vectori, atenție vă rog, pe coloane, obligatoriu pe coloane. De ce obligatoriu pe coloane? O să vedeți mai târziu, dar deocamdată obișnuiți-vă să lucrați cu ei pe coloane. Deci avem coloana minus 1, 0, 2, 0, 1, 1, minus 1, 0, 1 și ziceam așa, S este sistem liniar independent dacă și numai dacă D de A diferit de 0. Am calculat, am văzut că e așa, la revedere. Asta e toată soluția, deci durează 2-3 rânduri. Asta vom face de acum încolo, mă rog, nu mai fac chestia asta acum, probabil că ne dă adevărat. Dar ce ne facem dacă determinantul matricei nu există? Iată un exemplu. Să zicem că luăm S, mulțimea formată din V1 egal cu minus 1, 0, 2, 1, V2 este 1, 0, 2, 2 și V3 este 0, 0, 1, 1. Și ne întreabă dacă S este sistem liniar independent în R la a 4. O fi așa? Păi, na, facem poezia. Fie A egal cu minus 1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 1. Și scriu aici mare și apăsat că de fiecare dată în lucrări văd prostia asta și sper să nu o văd și la voi. Determinant de A nu există. Determinantul unei matrice care nu este pătratică nu există. Să nu văd D de A sau A notat cu bare și așa mai departe. Și atunci ce facem aici? Păi, asta se rezolvă care este, cum ar veni, second best după determinant. Dacă nu există determinantul, ce faci? Te uiți la rang. Și atunci avem o teoremă care ne zice așa că numărul
de vectori independenți, liniari independenți, este egal cu rangul matricei. Rang de A, mă rog. Înțelegeți ce vreau să zic, nu mai scriu toate detaliile. Deci numărul de vectori independenți este egal cu rangul matricei care se obține când pun acei vectori într-o matrice pe coloană, cum ați văzut mai devreme. Și atunci, mă întorc aici. Dacă rang de A este egal cu 3, ăsta de aici, rezultă că, într-adevăr, S este un sistem liniar independent. Dacă e 2, înseamnă că nu sunt toți independenți, înseamnă că sunt doar 2 independenți, aia care îmi dau rangul. Iată un alt exemplu. Să zicem că luăm S, este egal cu V1, 1, 0, 2, V2 egal 3, 1, minus 1, V3 este egal cu 4, 1, 1. Alcătuim matricea A care este 1, 0, 2, 3, 1, minus 1, 4, 1, 1 și se vede că determinant de A face 0 pentru că al treilea vector, V3, este egal cu V1 plus V2. Asta înseamnă că nu sunt independenți, dar rang de A este 2. De unde știu? Păi, de exemplu, iau aici minorul ăsta, 1, 3, 0, 1. 1, 3, 0, 1 este diferit de 0. Ceea ce înseamnă că mulțimea V1, V2, V3 este dependentă, nu este independentă, este dependentă, dar mulțimea V1, V2 este independentă. Și asta se leagă de ceea ce ați văzut probabil la curs, acea teoremă care ne spune că din orice sistem liniar independent se poate completa până la o bază. Orice sistem liniar independent se poate completa până la o bază și din orice sistem de generatori se poate extrage o bază, detalii imediat. Deci, pe scurt, dacă putem alcătui, deci alcătuim matricea formată din vectorii care se dau. Dacă determinantul matricei există și este nenul, ok, vectorii sunt independenți. Dacă determinantul nu există, calculăm rangul. Dacă rangul este egal cu numărul de vectori, toți vectorii sunt independenți. Dacă nu, sunt mai puțini. Ok. Întrebări, comentarii până aici? Un pic mai tare, te rog. Acum stau de mai bine. Da. Dacă vectorii sunt coloanele de la matrice, de ce nu îi scriem direct ca un vector coloană? N-ar fi mai ușor? Ah, ba da, poți să scrii, dar ocupă mai mult loc. Ah, No, adică tu te ok. referi de la început să scriu vectorul V1 egal coloana 1, 0, 2 și așa mai departe, nu? Da, n-ar fi mai ușor de observat. Da, sigur, poți face așa, n-am nimic împotrivă. Adică este exact același lucru, nu e nicio problemă, fie că scrii pe coloană, fie că scrii pe linie, este exact același lucru, ba chiar în unele cărți, mai ales în cărțile străine, americane în particular, de cele mai multe ori vectorii sunt scriși drept coloană, deci poți să faci așa, nu e nicio diferență. Doar mi se pare mai ușor să scriu cu virgulă, asta e tot, e o chestie de preferință. Plăcere. Altă întrebare? Ioana, închide microfonul dacă nu vrei să mai zici ceva, te rog. Ok. Bun, acum mergem la al doilea concept, acela de sistem de generatori. Partea cu independența, să zicem că ne-am lămurit. Și mergem la sistem de generatori. Și zicem așa, că tot vă explic intuitiv cum funcționează treaba, pentru că altfel, repet, avem aici definiția cât se poate de formalizată. Și avem așa, luăm o mulțime S, X1, puncte, puncte, XN. Se numește sistem de generatori pentru spațiul vectorial V, dacă oricare ar fi un vector din V, oricare ar fi V din V, se poate scrie în funcție de x1 puncte puncte xn. Asta cumva ar trebui să coincide cu intuiția voastră, pentru că când spui că ceva generează, ceva este generator, înseamnă că de la ăla poți să obții tot ce ai nevoie.
Din nou avem observația de mai devreme. Ce înseamnă se poate scrie? Păi se poate scrie ca o combinație liniară. Deci dacă orice vector din spațiu poate fi scris în funcție de ăștia, bun, înseamnă că mulțimea respectivă este sistem de generatori. Asta este definiția intuitivă. Formal, aveți aici, o să folosim imediat într-un exercițiu. Să zicem că luăm S egal cu V1, 1 minus 1, 2, V2, 1, 0, 1, V3 este 1, 1, 1. Și ne întreabă dacă S este sistem de generatori, notez așa cu SG, pentru R la A3. Și acum o să vedem cum se folosește. Aici v-am dat explicația ca să înțelegeți cumva care e rolul funcțional, să spun așa, al sistemului de generatori. Iar cum se manipulează el din punct de vedere algebric, vă explic acum. Ca să fie sistem de generatori, înseamnă că dacă luăm un vector oarecare, fie V din R la a treia, arbitrar. S este sistem de generatori pentru R la a treia, dacă, oricum l-aș lua pe acest V, pentru că l-am luat deja arbitrar, dacă există niște scalari, alfa 1, alfa 2, alfa 3, aparțin lui R, astfel încât vectorul meu arbitrar să se scrie alfa 1, V1, plus alfa 2, V2, plus alfa 3, V3. Este exact ce am spus mai sus. Dacă oricum mi-aș lua un vector, și uite că l-am luat, arbitrar, subliniez că e arbitrar, atunci ăsta se poate scrie în funcție de vectorii care sunt dați. Se poate scrie, adică pot să scriu o combinație liniară. Ca să existe combinația liniară, trebuie să existe scalari. Deci trebuie să existe scalari alfa 1, 2, 3, astfel încât să aibă loc chestia asta. Bun. V-ul din R la a treia, deoarece este arbitrar, o să-l notez cu ABC. Nu știu nimic despre ABC. ABC sunt orice numere reale. ABC aparține lui R la a treia. Și azi vedem cum traducem ce am scris aici. V-ul nostru care este ABC ar trebui să poată fi scris ca alfa 1 V1 înseamnă alfa 1 minus alfa 1 2 alfa 1 plus alfa 2 V2 înseamnă alfa 2 0 alfa 2 alfa 3 V3 înseamnă alfa 3 alfa 3 alfa 3. Asta face. Alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 minus alfa 1 plus alfa 3 și 2 alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3. Și am ajuns la un sistem de ecuații, anume alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 trebuie să fie egal cu a mic, minus alfa 1 plus alfa 3 trebuie să fie egal cu b mic și 2 alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 trebuie să fie egal cu c mic. Bun, aici lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că sunt mai multe litere decât cifre în sistemul ăsta și atunci ar trebui să fie clar care sunt necunoscutele, care sunt coeficienții, ce facem mai departe. Și pentru asta vă atrag atenția că într-o propoziție matematică, în momentul în care spune există cineva astfel încât, acele variabile care există, acelea trebuie aflate. Deci în exercițiul nostru, acest sistem trebuie rezolvat pentru alfa 1, alfa 2, alfa 3. Pot să scot asta? Să zicem că notez sistemul cu S. Deci, a rezolva acest exercițiu, a demonstra că sistemul este sistem de generatori, revine la a rezolva acest sistem de ecuații. Asta e observația foarte importantă. Bun, și acum hai să scriem. S este sistem de generatori, dacă și numai dacă sistemul S este compatibil, nu zice nimeni simplu, nedeterminat, nedeterminat, Cramer, nu mă interesează, vreau să fie compatibil, dar compatibil pentru orice ABC. Pentru că ABC erau componentele vectorului V și erau arbitrare. Deci S este sistem de generatori dacă și numai dacă sistemul acesta este compatibil pentru orice rezultate ABC, adică rang de A să fie egal cu rang de A extins, știm asta din liceu, unde A este matricea sistemului. 1, 1, 1, minus 1, 0, 1, 2, 1, 1 și mă rog, A extins înseamnă A extins cu coloana ABC. Ok. Bine, dar dacă vreau ca acest sistem să fie compatibil pentru orice ABC,
ABC în principiu poate să-mi schimbe rangul, deci dacă calculez rangul acestei matrice, în cazul de față, aș vrea ca rangul să fie maxim, pentru că dacă rangul nu e maxim, să zicem dacă rangul lui A este 2 și iau minorul ăsta, după aia când sigur există niște ABC cu care să bordez acest minor principal și să facă ca rang de A extins să facă 3. Deci, ca să mă asigur că sistemul este compatibil pentru orice ABC, trebuie să se întâmple ca rang de A să fie maximum posibil. Dacă se întâmplă chestia asta, voi ști sigur că rang de A este egal cu rang de A extins. Adică sistemul este compatibil. Rang de A este maxim, asta în cazul general. În cazul nostru, ar trebui ca rang de A să facă 3. Deci încercăm și calculăm determinantul, care face 2 minus 1 minus 1 plus 1. Deci este 1. E perfect. Rezultă rang de A egal 3, care este maximum posibil. Atunci și rang de A extins este 3, ceea ce înseamnă că sistemul S este compatibil. Asta înseamnă că pot să scot tripletul alfa 1, alfa 2, alfa 3, astfel încât bla bla bla. Nu mă întreabă nimeni cât sunt alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu trebuie să mă asigur că există. Acum știu sigur că există, deci înseamnă că am terminat exercițiul, pentru că rezultă că S este sistem de generatori. Câtă vreme știu că există acești scalari astfel încât să scriu vectorul V în funcție de ei și de vectorii dați, rezultă că S este sistem de generatori. Și cu asta am terminat exercițiul. Bineînțeles că în ceea ce vom face mai departe, ia uitați-vă, normal că matricea asta de aici este matricea formată din vectorii noștri, ăștia 1, minus 1, 2, 1, 0, 1 și 1, 1, 1. Deci, ca și în exemplu de mai devreme, cum a observat colegul vostru Ioan, dacă vă cere exercițiul să demonstrați că o mulțime este sistem de generatori, sărim peste toată povestea asta. Ar fi bine totuși să scrieți definiția ca să știm ce căutăm, dar sărim peste povestea asta de aici și direct alcătuim matricea și după aia spunem: sistemul este compatibil dacă și numai dacă rang de A este maximum. În cazul respectiv, rangul maximum poate să fie 2, 3, 4, 5, cât o fi, și îl calculăm. Și aia e. Dacă nu e maxim, nu este sistem de generatori. Și cu asta am terminat. Ok. Întrebări, comentarii? În regulă, voi presupune că e clar, așa că mai facem un singur exercițiu sau, mă rog, un singur tip de exerciții cu bază. Am vorbit despre sistem liniar independent, am vorbit despre sistem de generatori, a venit momentul să spunem că bază, cum am spus la început, este sistem liniar independent plus sistem de generatori pentru aceeași mulțime. Deci aceeași mulțime trebuie să fie și sistem liniar independent și sistem de generatori. Iar dacă B este bază a lui V, atunci cardinalul lui B, adică numărul de elemente din B, se numește dimensiunea lui V. Deci spunem că un spațiu are 5 dimensiuni, 7 dimensiuni, 20 de dimensiuni, dacă are o infinitate, scuze, dacă are atâtea elemente în bază. Așa. Aveți aici niște exemple de baze canonice și o să vă dau acum, o să scriu aici vreo două dintre ele mai importante. Deci baze canonice. Întâi de toate, ce înseamnă chestia asta? Cuvântul canonic, atunci când apare în matematică, înseamnă cel mai simplu, cel mai evident, pentru care de obicei nu se cere demonstrație. Deci bazele canonice sunt niște mulțimi care știm că sunt baze, adică sunt sisteme liniare independente și sisteme de generatori, și pentru care nu trebuie să mai demonstrăm chestia asta, pentru că sunt canonice, adică evidente în cazul de față. Pentru el, la a treia de exemplu pe care o să-l întâlnim foarte des, baza canonică este aceasta. Și, na, evident, baza canonică o să mai notez uneori cu BC, mulțimea BC. Evident că asta formează bază, pentru că dacă scrieți matricea alcătuită din ăștia 3, este matricea I3. Și matricea I3 face tot ce vreți voi, are rangul 3, are tot ce vreți. Adică, asta de asta spun că este evident.
Să zicem R2 de X, în spațiul de polinoame de grad cel mult 2, baza este 1xx pătrat. Rezultă de aici că dimensiunea lui R la a treia este 3, pentru că avem 3 elemente în bază. Mai rezultă de aici că dimensiunea lui R2 de X este 3, că avem 3 elemente în bază. Și mai putem să dăm exemplul lui M2 de R, care are baza pe care o vedeți în dreapta, alcătuită din aceste matrice. Și vedem că dimensiunea lui M2 de R este 4. Sigur că putem să generalizăm și v-ați prins cam cum merge treaba. Dimensiunea lui R la N este N, dimensiunea lui Rn de X este N plus 1, iar dimensiunea lui Mn de R va fi N pătrat. Bineînțeles, se vede din exemplele pe care le-am construit aici. Și acum hai să mai facem două exemple cu baze și coordonate. Imediat. Deci hai să luăm, să spunem un exemplu. Avem mulțimea B alcătuită din V1 minus 1, 1, 1, V2, 0, 1, 2, V3, 1, 2, 1. Și zicem așa, prima cerință, arătați că B este bază a lui R la a treia. Și a doua cerință este fie vectorul V egal 1, 2, 3, găsiți coordonatele lui V în baza B. Și aici putem să muncim mai puțin decât pare. Deci exercițiul se rezolvă un pic mai rapid decât pare folosind o teoremă pe care vă dau acum, se numește teorema alternativei. Și ne va înjumătăți munca atunci când vrem să demonstrăm că o mulțime este bază. Deci, teorema alternativei, care zice următorul lucru. Fie V un spațiu vectorial cu dimensiunea lui V egal cu N dată sau cunoscută. Deci, atenție, pornesc cu un spațiu vectorial pentru care știu cât este dimensiunea. Și fie S x1 puncte puncte xn o mulțime de vectori din V. Deci, două lucruri foarte importante. Avem un spațiu vectorial pentru care știm cât e dimensiunea și avem o mulțime de vectori. Dar observați, am exact atâția vectori cât este dimensiunea. Astea sunt două informații foarte importante. Dacă se întâmplă asta, deci dacă cele două lucruri sunt satisfăcute, are loc asta. S este bază dacă și numai dacă S este sistem liniar independent, dacă și numai dacă S este sistem de generatori. Se numește teorema alternativei pentru că ne putem alege. Dacă vrem să demonstrăm că e bază, mai trebuie să facem și sistem liniar independent și sistem de generatori. Dacă facem una dintre ele, e o alternativă. Ori o facem pe asta, rezultă automat și asta și asta. Ori o facem pe asta, rezultă automat și asta și asta. Și așa mai departe. Adică de aceea se numește teorema alternativei. Și cu această teoremă putem să rezolvăm punctul A în jumătate de timp, să spun așa, pentru că aici avem B, care ar trebui să fie baza lui R la a treia, dar dimensiunea lui R la a treia o știm, este 3. Am văzut-o mai devreme. N-am spus, dar ați văzut la curs și scrie și pe aici pe undeva. Un spațiu vectorial poate să aibă mai multe baze, poate să aibă o infinitate de baze. Dar toate bazele au același număr de elemente. Deci nu se poate să găsești pentru R la a treia o bază cu 3 elemente, una cu 5 elemente, una cu 7 elemente. Asta nu se poate. Toate au 3 elemente. Bun. Deci, hai să încercăm să folosim această teoremă ca să terminăm exercițiul de aici. Dimensiunea lui R la a treia, am zis că este 3, deci rezultă că este suficient să verific faptul că S este sistem de generatori, de exemplu. Că, na, trebuie să fac rangul matricei și a E. Și atunci, fie A, aici scriu din teorema alternativei, fie A
matricea formată din vectorii mei pe coloană, deci minus 1, 1, 1, 0, 1, 2 și 1, 2, 1. Calculăm determinant de A, pentru că se poate, matricea este pătratică. Și asta face cât vine minus 1 plus 2 minus 1 plus 4, deci face 4. E perfect. E diferit de 0, rezultă S. Este sistem, nu S, mă rog, B, scuze. Am notat mulțimea cu B, m-am grăbit. B este sistem de generatori și rezultă din teorema alternativei că B este bază. Practic am folosit treaba cu sistem de generatori care ne spune că rangul matricei trebuie să fie maxim și dacă determinantul este diferit de 0, deci rezultă că rang de A este 3 care este maxim. Și atunci rezultă automat că B este sistem de generatori, adică este bază. Bun. Treaba cu coordonatele, deci la punctul B avem V mic egal cu 1, 2, 3, cred. Da? Și vrem coordonatele în baza B. Coordonatele sunt coeficienții cu care se descompune acest V în funcție de V1, V2, V3. Deci coordonatele lui V sunt A, B, hai să scriu alfa, că sunt scalari, alfa, beta, gamma. Dacă și numai dacă, V-ul ăsta este alfa ori primul element de aici, primul vector, minus 1, 1, 1, plus beta ori 0, 1, 2, plus gamma ori 1, 2, 1. Asta este definiția coordonatelor. Și trebuie să încercăm să le aflăm. Deci V-ul nostru care este 1, 2, 3 se scrie minus alfa plus gamma, alfa plus beta plus 2 gamma și alfa plus 2 beta plus gamma. Și rezultă sistemul pe care de data aceasta trebuie să-l rezolvăm. Deci minus alfa plus gamma este egal cu 1, alfa plus beta plus 2 gamma este egal cu 2 și alfa plus 2 beta plus gamma este egal cu 3. Și, mă rog, de aici rezultă alfa, beta, gamma. Nu mai fac asta. Ideea este că de data asta trebuie să le obținem numeric. Adică aflați alfa, beta, gamma și cât ne dă, atât este, atât sunt coordonatele, sunt trei numere reale. Asta e soluția. Ok. Întrebări, comentarii? Sunteți suspect de tăcuți. Asta înseamnă că mă descurc eu foarte bine sau că mă ascultați foarte puțin. Îmi place să cred prima variantă. Acum vom vedea săptămâna viitoare cum este cazul. Mai facem un singur exemplu ca să vă las cumva calea deschisă pentru exercițiile de data viitoare. Deci sărim deocamdată peste teorema lui Grassmann. Cred că o să o facem data viitoare. Adică cred. Sigur o să o facem data viitoare. Și o să începem acest exercițiu de aici, de la secțiunea 2.6, vă rezolv eu punctul A ca să vedeți ce vrea de la voi și după aia celelalte puteți să le încercați voi pe data viitoare și le discutăm la seminarul viitor. Deci facem acum exercițiu de la pagina 11, punctul A. Avem V1, XY din R pătrat, cu proprietatea că 3x minus y egal 0 și trebuie să arătăm că este sub spațiul al lui R pătrat și să determinăm o bază și dimensiunea. Și o să facem cum am făcut și mai devreme. O să zic așa, fie V aparține lui V1, asta înseamnă că V-ul meu se scrie xy în R pătrat cu 3x egal y, deci V-ul meu de fapt este x și 3x. Asta înseamnă că V1 conține vector de forma x și 3x, cu x aparține lui R. Și trebuie să verificăm că este sub spațiu, deci V1 trebuie să verific că este sub spațiu al lui R pătrat. Azi vedem dacă o fi așa. Și o să zic, fie, să spunem, V aparține lui V1, deci V este x1, 3x1, W aparține lui V1, deci W este X2, 3X2.
fie alfa, beta, numere reale și vreau să văd ce se întâmplă cu alfa v plus beta w dacă cumva aparține lui v1. Și am mai văzut filmul ăsta astăzi. Alfa v plus beta w este alfa x1 plus beta x2, virgulă 3 alfa x1 plus 3 beta x2. Și dacă notez ăsta cu A mare și ăsta cu B mare, se scrie A mare și 3A mare. Deci asta înseamnă că, de aici rezultă că alfa V plus beta W aparține lui V1, deci într-adevăr V1 este sub spațiu al lui R pătrat. Asta a fost foarte simplu. Bun. Baza și dimensiunea. Să facem felul următor. V1 ne amintim că conține vectori de forma x și 3x. Și baza, am văzut că practic înseamnă o mulțime de vectori în funcție de care pot să-i scriu pe toți ceilalți. Deci, dacă ne amintim definiția sistemului de generatori, înseamnă că am nevoie de niște vectori în funcție de care pot să-i scriu pe toți ceilalți. Păi, să zic așa, fie v egal cu x3x din V1 arbitrar, V-ul ăsta se scrie ca X ori 1, 3. Păi V arbitrar înseamnă X arbitrar. Păi ce nu e arbitrar aici? 1, 3. Înseamnă că dacă îl știu pe acest 1, 3, pot să-mi alcătuiesc orice vector din V1. Asta e toată ideea. Sau altfel spus, dacă îl știu pe X, automat îți construiesc vectorul din V1, adică am nevoie de o singură informație ca să obțin orice vector din V1. Deci rezultă că mulțimea B mare formată din 1, 3 este bază în V1. Justificarea care e? Sistem liniar independent e banal, e un singur vector. De cine vrei să depindă? N-are de cine. De unde știu că e sistem de generatori? Pe uite aici. Exact asta am spus. Iau un vector arbitrar, el se scrie cu un scalar x în funcție de 1, 3. Păi înseamnă că e sistem de generatori. Nu? Sistem liniar independent plus sistem de generatori e cu totul cuprins în ce am scris aici. Și asta înseamnă că dimensiunea lui V1 este 1. Și cu asta am terminat exercițiul. Ok. Bun. Întrebări sau comentarii sub formă de concluzie. Ok, presupun și sper că totul e clar, ne vom lămuri seminarul viitor. Asta nu e o amenințare, e o invitație, adică vă sfătuiesc pentru seminarul următor să vă uitați pe exercițiile care au rămas de aici, de la 1. În același timp să și citiți teoria înainte să vă apucați de exerciții, atât teoria pe care v-am scris-o eu în notițe, cât și ce ați făcut la curs. Și data viitoare să încercăm să facem cât mai multe din exercițiile de aici. Observați că noi am lucrat numai cu R la a doua și R la a treia, dar bineînțeles o să știți să lucrați și cu matrice și cu polinoame, precum vedeți aici. Mai avem exercițiile astea, mai avem teorema lui Grassmann, deci cumva o să vedeți că având seminarul la 2 săptămâni și cursul atât de des, vom fi presați să mergem repejor și atunci dacă vreți să meargă lucrurile bine și pentru mine și pentru voi, încercați vă rog să mai citiți și acasă să vă pregătiți pentru că eu vă pun materialele dinainte de seminar, le puteți citi. De asemenea, aveți și cursul, deci ajutați-vă singuri ca seminarul să meargă cât mai bine pentru că altfel o să aveți dificultăți la examen. Așadar, materialele scrise și înregistrarea acestui seminar le veți găsi pe Moodle cu linkuri către site-ul meu și YouTube. Și dacă nu mai aveți alte întrebări sau comentarii, din partea mea, seminarul s-a încheiat și ne revedem, reauzim peste 2 săptămâni pentru algebră și cred că mâine pentru analiză. Deci, din partea mea, seară bună, cam atât. La revedere! La revedere!